Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, anunță faptul că un operator aerian a inclus în sistemul de rezervări zboruri directe spre Dublin, Irlanda, de pe aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, începând din sezonul de vară 2022. Astfel, din 27 martie 2022, în fiecare zi de joi și duminică, vor fi operate curse directe spre Dublin, biletele fiind deja disponibile în sistemul de rezervări al companiei aeriene.